îi iese cu plin astăzi lui Viorel, dacă nu mă înșel. Un curcan de 15 kg poate fi câștigat pentru o masă copioasă și nu numai. Indiferent de rezultat, curcanul este garantat. Imediat acum, la moment, s-a făcut. Viorel din Sibiu e cu noi. Bună dimineața! Copilărie în galerie. Bună dimineața! Neața! Ce face Viorel? Neața. Sunt acasă, sunt pensionar. Bun, foarte bine. Ce gătești azi? Nu știu. Nu nimic, ai timp să te gătești. E în funcție de premiu. Da. Nu? Da, exact. Pensionar, ce ai lucrat la viața ta? Inginer TCM. Inginer TCM? Da. Asta ce? Asta e... Are... Tehnologia construcțiilor de mașini. Da, unde-i făcut? În București sau unde-i făcut? Sibiu. În Sibiu. La București mai purta un nume TCM, dar nu putem să-l zicem noi la radio acum. Da. Toți inginerii de TCM și prietenii lor politicieni știu. Da. Bine. Viorel, astăzi, ca de obicei, 4 întrebări din domenii variate. Dacă ești inspirat, nu o să ai probleme. Sper. Dacă nu ești inspirat, o să ai probleme. Clar. Dar indiferent de rezultat, curcanul este garantat. Mult succes, Viorel! Mulțumesc! Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 200 de euro. Viorel! Da. Cum îl cheamă pe notătorul român care a cucerit 11 medalii de aur anul acesta la campionate europene și mondiale și a stabilit noi recorduri? David Popovici. Cu cine lucrezi, Viorel? Cine este cu tine? Soția lângă mine. Sărut mâna, doamnă. Sărut mâna. Mi-a plăcut cum ți-a zis. Baba. Dar știi, da, Viorel, dar știai, nu? Adică n-a fost nevoie. Știai? Da, cum? Mamă, e senzațional, David Popovici. Cum o cheamă pe soția? Elena. Sărătmâna, doamna Elena. Sărătmâna. Bună dimineața! Așa, doamna! Dacă vreți dumneavoastră să preluați controlul. Nu, trebuie să răspundă Viorel, dar puteți să-l ajutați pe Viorel, sigur că da. Bravo! Bravo! Felicitări! 200 de euro, Viorel și Elena. Bravo. Mulțumim. Doamna Elena, dumneavoastră ce ați lucrat? Îngrijirea bolnavului. Aha, să rămână, perfect. Asistență socială. Să rămână. Am înțeles. Gata, hai că știm. Vă mulțumim mai pentru departe, serviciu. Aveți de luat o decizie împreună acum, dacă luați banii 200 de euro sau, din contră, dublați și mergeți la 400. Să mergem. Nu mai rămâne, nu? Da. Rămâne la 200. Da. Merge sau rămâne? E ședință. Lasă-i un pic. Eu zic să rămân la 200. Eu zic, Viorel, să mergi la 400. Ne mai mulțumim ăștia bătrâni și cu puțin, știi? Știu, dar la vârsta dumneavoastră ar trebui să știți fără probleme răspunsul la întrebarea a doua. Chiar și la a treia. Lasă, Viorel. Asta îi ispită? Nu, da, hai să nu-l mai ispitim pe Viorel. Zici tu? Da, zic să nu. Bine, Viorel și Elena, dacă e decizia voastră... Hai că nu e la 400, gata, ce o fi, gata. O să-ți pară bine, să vezi. Eu cred că o să știți răspunsul. Oricum, nu? În caz de ceva, e curcanul. Da, corect. Deci, întrebarea răspunsul e foarte simplu. N-ai cum să nu știi sau să nu știți, Viorel și Elena, numai să nu aveți emoții, da? Hai mă că n-au emoții, n-ai văzut cum a răspuns doamna Elena instant la David Popovici. Au emoții, un pic de emoții tot au, așa e? Da, vai de mine. Cum să n-aibă? Hai să mergem. Deci mergem Viorel și Elena. Da. Gata. Hai. 400 de euro. Eu v-am recomandat să mergeți mai departe și Vlad și suntem siguri că nu o să vă pună probleme întrebarea asta. Viorel și Elena, vă concentrați, nu e greu deloc. Spuneți-ne pentru 400 de euro în dimineața asta care este capitala Armeniei. Vilnius, am auzit, da? Da. Vilnius. Cu mâna pe inimă vă spun că nu credeam să vă încurce întrebarea asta. Că sunt atâtea bancuri cu radio... La bancul de la Erevan. Erevan, măi, Vio, măi. Da, Erevan era. Vă spun sincer că n-am vrut să vă ispitesc ca să vă... Nu, da, răpesc premiul. Chiar am vrut să mai câștigați încă 200 de euro. Eram convins că știți, mai ales că au circulat atâta timp bancurile astea cu Radio Erevan. Da, știu, da, Radio Erevan. Da. Îmi pare rău, tare rău, Viorel și Elena. Îmi pare rău, dar aveți un curcan sănătos din care să vă înfructați iarna asta. Vio, chiar dacă n-ai câștigat cei 400 de euro, nu mai vorbesc de cei 1800 puși în joc, ai un premiu cu greutate, un curcan românesc de calitate oferit de Peneș Curcanul. Dacă vrei să încerci o alternativă mai sănătoasă la fripturile de porc sau de miel, acum vei avea ocazia. Vio, un curcan de 15 kg este al tău pentru mese copioase alături de cei dragi. Și un sfat pentru toată lumea: consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă. Asta. Mulțumesc, mulțumesc. Numai bine, curcanul e al tău. Numai bine, sănătate. Deșteptarea. Te trezești cu Europa FM.